Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi mă întorc din nou cu un proiect care poate fi un proiect universal, un proiect pentru doamnele începătoare. Vom face o pereche de papuci de casă, o pereche de cipici, cum se spune în Moldova de unde vin eu. Pentru aceasta vom folosi un fir la alegerea dumneavoastră, însă trebuie să fie un fir mai grosuț. Eu am ales pe această culoare, pe albastru, deoarece fac pentru un băiețel. Acesta este un fir care se lucrează foarte bine cu croșetul numărul 3 și jumătate. Acum dumneavoastră veți alege firul de care dispuneți. Așa cum vă spuneam, se poate realiza pentru orice mărime, pentru orice număr. Destul cât să facem ochiuri de lanț care să înconjoare talpa piciorului de jur împrejur, în partea ei mai groasă. Eu voi pleca pe un număr de 31 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră va trebui să numărați ochiurile de lanț în funcție de piciorul pentru care veți lucra. Apoi vă veți da seama pe măsură ce lucrez, vă veți da seama cum trebuie lucrat. Deci eu voi pune 31 de ochiuri de lanț pentru papucei mei. Aici am 30 de ochiuri de lanț, voi face și ochiuri de lanț cu numărul 31 și începând din cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi face câte un rând de piciorușe scurte, trăgând un pic firul. Deci, în fiecare ochi de lanț voi face un picioruș scurt, astfel vom merge până la capătul rândului, deci nu vom lucra foarte strâns cu atenție. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, făcând piciorușe scurte, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi continua lucrând piciorușe scurte în back loop. Voi lua doar parte din spate a fiecărui picioruș. În felul acesta vom merge înainte și înapoi. Modelul este foarte ușor și, așa cum vă spuneam, poate fi adaptat oricărui număr de picior, oricărei mărimi. Deci, în acest mod, vom merge până la capătul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, din nou vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucrarea și vom începe să lucrăm piciorușe scurte în aceeași tehnică. Vom merge astfel pentru o înălțime care este necesară pentru a acoperi piciorul. Iar noi vom continua singure. Deci, în acest mod, înainte și înapoi, vom merge cu atenție să, la sfârșitul rândului, să nu lucrați în mod greșit, pentru că altfel fie veți scădea, fie veți înmulți numărul piciorușelor. Este nevoie ca din când în când să numărați numărul piciorușelor. Nu uitați că cel de-al 31-lea ochi de lanț care eu l-am făcut a fost pentru a mă ajuta să întorc lucrul. Deci, noi vom continua singure în acest mod. După ce am lucrat înainte și înapoi cât să acoperim piciorul, să spunem, de exemplu, că acesta este piciorul, bine, așa, va trebui să delimităm această parte din față. Cum eu aici am 30 de ochiuri, voi lucra 10 ochiuri pe o parte și 10 pe cealaltă, în același mod. Deci, același model. Eu am terminat aici rândul și voi lucra 10 piciorușe scurte în aceeași tehnică. Avem 2, 3,
4, 5, 6, 9. Țin lucrul mai departe și văd mai greu și cel de-al 10-lea. Iar acum voi face ochiul de lanț și mă voi întoarce înapoi lucrând în aceeași tehnică. Vom lucra pentru o lungime care să ajungă la jumătatea călcâiului. Deci în același mod vom lucra până ajungem la jumătatea călcâiului. Noi vom lucra singure, după care ne reîntâlnim. Când am ajuns în partea din spate a călcâiului, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. După cum știți, am împărțit la 3 numărul ochiurilor cu care am pornit lucrarea. Acum eu voi număra, am 2, 4, 6, 8, 10 ochiuri. Voi intra aici cu firul și voi lucra în același mod, în back loop. Voi face mai întâi un piciorul scurt, după care voi continua lucrând în back loop, piciorușe scurte și ascunzând și capătul de fir în același timp. Și vom lucra exact aceeași înălțime, după care vom încheia papucelul nostru și veți vedea modul în care îl vom încheia. Veți vedea că va ieși ceva frumos până la urmă. Cu siguranță vă va atrage această idee. Și să vedem, avem 2, 4, 6, 8, 9 și cel de-al 10-lea. Întotdeauna trebuie să fim atente, să numărăm ochiurile. Iar acum ne întoarcem în același mod. Noi ne vom reîntâlni când vom lucra aceeași distanță. În acest mod trebuie să se prezinte lucrarea noastră când am ajuns la capătul celei de-a doua părți. Acum eu voi lăsa firul mai lung, îl voi scurta și voi închide lucrarea, după care acest fir îl voi pune în ac. Și vom coase, imediat vă voi arăta cum vom coase. Sper să reușesc să pun din prima în ac, să nu mă necăjesc prea mult, așa. Acul pentru cusut lână. Am pus lucrarea pe dos și începând din partea de sus a lucrării, vom coase prinzând doar partea care este înspre noi. Mai întâi vom intra de aici, în felul acesta, și vom lua doar partea care este înspre noi, de o parte și de cealaltă, partea din spate. În felul acesta să putem să-i dăm o frumoasă, un frumos aspect pe față. Deci astfel vom coase până când ajungem la partea de jos a călcâiului. Vom continua singure. Ajunse în partea de jos a călcâiului, după cum vedeți, vom începe să lucrăm și să coasem și aici și vom coase trecând prin fiecare
ochi de o parte și de cealaltă, însă vom sări această parte care este mai înaltă. Vom intra după ea și vom prinde următoarele două piciorușe și cel de-al doilea. Apoi din nou vom sări partea ieșită în relief, deci aceasta, vom intra în următoarele două și în felul acesta vom coase până în vârful papucelului. Și cel de-al doilea, sărim partea în relief și trecem mai departe. Iar noi ne întâlnim după ce terminăm de cusut. În momentul în care am ajuns în partea din vârf a papucelului, vom intra în felul acesta. Și vom trece cu firul, pentru că apoi vom strânge această porțiune din față. Acum eu trec un pic mai greu. Vom strânge apoi această porțiune, deci mergem în felul acesta. De jur împrejur. Veți vedea cât de simpli sunt de realizat și cât de rapizi. De aceea eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare. În felul acesta reușiți și dumneavoastră să faceți câteva lucrări utile, câteva lucrări pentru copii, pentru nepoți. Înțeles, ajuns aici, în felul acesta, voi strânge firul pentru a forma aici vârful papucelului, după care această porțiune o vom coase și în același timp voi prinde și acest capăt de fir. Uitați-vă, în felul acesta trebuie să arate, iar acum vom coase totul. Ne vom întâlni când vom termina de cusut. Vom întări bine. După ce am terminat de cusut și am întors pe față papucelul, vom intra de aici, dintr-o parte, cu firul și cu croșetul și vom face piciorușe scurte, vom prinde și acest capăt de fir, vom face piciorușe scurte de jur împrejur, două rânduri de piciorușe scurte. Astfel vom da stabilitate și vom da formă papucelului. Felul acesta, de jur împrejur. Eu sper să vă fie de folos acest tutorial, să puteți lucra pentru copiii dumneavoastră, pentru soțul dumneavoastră, o pereche de papuci simpli de stat în casă, care țin cald, o pereche de papuci ușurei, care să-i ia în picioare în acest timp friguros, în timp ce privește la televizor sau trebăluiește prin casă. Deci vom face piciorușe scurte, totul de jur împrejur. Când vom ajunge din nou aici în colț undeva ne vom reîntâlni.
Ajunse aici în colț, vom intra exact în colțul papucelului și vom continua cu piciorușele scurte. Voi veți vedea că la sfârșit vor avea o formă foarte corectă. Ne apropiem de colțul următor. S-a încurcat croșetul. Când ajungem în colț, vom intra un pic mai dedesubt pentru a da forma colțului. Vom începe cel de-al doilea rând de piciorușe scurte. Deci vom face în total două rânduri de piciorușe scurte. În felul acesta, papucelul va avea o formă plăcută și va sta bine pe picioruș. Așa cum vă spuneam, puteți să faceți diferite mărimi, diferite măsuri, pornind de la numărul de ochiuri care este necesar părții cele mai late ale piciorului. Uitați-vă cum se formează. Nu stă prea desfăcut sus și încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări, care sper să prindă la fel de bine cum a prins și au prins și mănușelele fără degete pentru bărbați. Pot fi făcute și acelea în diferite măsuri, diferite mărimi, așa cum v-am arătat, cum v-am explicat. O lucrare ușoară este și aceasta, simplă, ușoară, la îndemâna doamnelor începătoare și, bineînțeles, apoi pe parcurs, pe măsură ce ne vom specializa, vom face și lucrări mai complexe, însă deocamdată acesta cred că pentru doamnele începătoare este cel mai indicat. Încă un pic și ajungem la capătul rândului. Bineînțeles, între timp eu am făcut și cel de-al doilea papucel. Să fie perechi, apoi le voi da la târgul de Crăciun, dacă va dori cineva să le achiziționeze, deci le dau în beneficiență. Dau papucei în beneficiență. Imediat vom ajunge la capătul rândului, vom închide lucrarea. Aici se lucrează foarte mult papuci de casă, în diferite forme, în diferite mărimi, pentru că pardoselile nu sunt din lemn ca la noi, este totul gresie, este totul piatră și se folosesc foarte mult papuci de casă. Deci ajungem la capătul rândului. Aici vom tăia firul. Vom închide lucrarea și vom ascunde capătul de fir dedesubt. Așa cum am învățat, vom face modul în care să nu se cunoască locul unde am închis. Sărim unu sau două piciorușe, vedeți, nu se vede. După care capătul de fir îl vom ascunde dedesubt, în modul în care să-i dăm stabilitate. Dumneavoastră puteți ascunde cu acul, dacă nu reușiți cu croșetul.
încă o dată. Aici, într-un loc undeva, unde voi putea ascunde acest capăt de fir. Vom scurta capătul de fir și uitați-vă cum sunt frumușei acești papucei. Eu sper să îmbrățișați cu drag și această idee și dacă veți lucra, bineînțeles, cine dorește, mi-ar plăcea foarte mult dacă aș avea opinii din partea dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce vă prezint, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității și închei ca de fiecare dată cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc.